În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată că ne apropiem de ceea ce numim perioada de lucrare a postului bucuriei, a postului nașterii Domnului. Și dacă la început pericopile au fost de factură morală, ne-au învățat cum trebuie să procedăm în mod corect în anumite situații. Ne-au învățat arta milosteniei, ne-au învățat arta bunătății, să ne eliberăm sau să ne izbăvim de apucăturile care par așa grosolane și la prima vedere greu accesibile pentru poarta împărăției lui Dumnezeu. De data aceasta ne arată că postul are și un rol vindecător. Ne pune în față parabola femeii gârbove. Problema gârbovirii nu este una întâmplătoare. Toate bătrânețele sunt cu gârboveală și foarte mulți oameni sunt atinși sau, dacă vreți, loviți de această problematică a bolilor de oase și în același timp știm că sunt boli tratabile și din punct de vedere medical. Sunt boli tratabile și din punct de vedere creștinesc și din punct de vedere duhovnicesc. În Evanghelia de astăzi avem trei tablouri. Femeia răbdătoare, femeia vârstnică, femeia râvnitoare, pentru că ea stă în biserică, spune că de 18 ani ducea această neputință. Și vedem în același timp mila lui Dumnezeu față de oameni. Și aici aș pune următoarea întrebare, sau aș pleca de la această întrebare. De ce a trebuit Dumnezeu să aștepte 18 ani ca această fată să poată fi vindecată de problematica acestei aplecăciuni, acestei gârbovele, acestei nenorociri? Pentru că Iisus Hristos nu era încă în activitatea mesianică, iar primul lucru care îl va face, trecând prin sate și prin cetăți, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, vindeca pe cei bolnavi. Deci era primul lui lucru prin care se identifica ca Fiul lui Dumnezeu, dar și ca om care îndemna la lege și ca păstrător al legii. Dacă luăm pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, găsim scris acolo că boala femeii gârbove este simbolul legii celei vechi, care nu făcuse altceva decât îl făcuse pe Mântuitorul s-o demaște într-o expresie foarte interesantă. Vai vouă, farisei fățarnici, care puneți sarcini pe umerii altora, voi nu le atingeți nici măcar cu degetul, țineți cheia împărăției cerurilor, nici voi nu intrați, nici pe alții nu îi lăsați să intre. De simbolul acestei femei care venea permanent la biserică și era luptată de această neputință a bolii de oase, a gârbovelii, cum îi spunem noi, boală de reumatism, pentru că ea nu este altceva decât un fel de deformare a coloanei, începând de la o cifoză până la o scolioză și, dacă vreți să ziceți și mai departe, până la încovoiere. Ei, toată această deformare arată și deformarea poporului legii celei vechi, care sub presiunea acestei legi vechi nu reușește să pătrundă taina Dumnezeului celui bun și iubitor de oameni. Și Mântuitorul Iisus Hristos ne spune așa, că prima lege din lege trebuie respectată și tot Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că prima lege le întrece pe toate celelalte. Dacă toate le-ai păzit și una n-ai păzit-o, n-ai păzit niciuna din legi. Deci ești călcător de toate legile. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos intră în templu, are prima privire de ansamblu. Deci și noi când intrăm în biserică avem o privire de ansamblu. Trebuie să ne căutăm locul de rugăciune în biserică, trebuie să ne căutăm liniștea în biserică privind poziția sufletului,
trebuie să ne căutăm poziția minții și ne spune Filocalia că trebuie să o îndreptăm spre o icoană sau spre cer, spre Dumnezeu sau spre lumina unei lumânări pentru a putea contempla lumina necreată, sau să ne căutăm locul în biserică, acolo unde spune biserica, veniți și gustați că bun este Domnul. Iată, această împărtășire este spre tămăduirea trupului și a sufletului și spre iertarea păcatelor și viața de veci, ne spune cei care v-ați împărtășit azi, cred că ați auzit această expresie. Mai spune aici mai departe că Iisus învăța sâmbăta. Iată, ne întâlnim cu o chestiune interesantă care apare inclusiv din începutul textului Evangheliei. Iisus învăța sâmbăta. De ce învăța Iisus sâmbăta? Pentru că era ziua de odihnă a poporului evreu. De ce era ziua de odihnă a poporului evreu? Pentru că sâmbăta poporul a trecut prin Marea Roșie și s-a izbăvit de robia egipteană și era o respectare, repet, era o respectare a zilei acelea în care Dumnezeu i-a izbăvit pe ei de nenorocire și de sclavia poporului păgân a Egiptului, care i-a ținut 430 de ani acolo sclavi și i-a muncit ca pe ei, și apoi Moise i-a trecut prin Marea Roșie, iar sâmbăta au mâncat mielul pascal în acea noapte când au ars toate oșcioarele respective ce a mai rămas, au uns pereții cu sânge, iar când au venit îngerul morții dimineața, a luat pe toți întâi născuții Egiptului, faraon și-a despetrit inima de frică și de spaimă, a zis plecați cu tot cu Dumnezeu vostru, cu legile voastre, cu rânduiele voastre, numai duceți-vă să nu vă mai văd. Și după ce le-a dat drumul și au trecut în pustiu și au traversat spre Marea Roșie, faraonul s-a împietrit din nou și a zis, nu, trebuie să-i omor oriunde ar fi. Și atunci, în clipa respectivă, Dumnezeu îi spune lui Moise, lovește marea cu toiagul, deschide-o, treceți și vedeți-vă de treabă. Bineînțeles că, v-am spus și altă dată, faraonul, crezând că marea s-a deschis în mod evident pentru orice cine vrea, s-a aruncat și el în culoarul acela dintre ape, cu oștirile sale să ajungă poporul lui Israel, numai că în momentul în care să ajungă între ape și să-i ajungă, apa s-a închis și i-a înghițit pe toți, cum găsim și în cântarea de la canoane, au înghițit carele și pe faraon și toate oastea lui ca o pedeapsă a îndrăznelii față de a tulbura lucrurile și legea lui Dumnezeu. Ne întoarcem la sâmbătă și o găsim prezentă și în zilele noastre și cu controversă între creștini. Și creștinii la rândul lor, după ce s-au săturat de învățătura apostolică, cea una sobornicească și apostolească a celor 2000 de ani de creștinism, adusă prin patristic, adusă prin Sfinții Apostoli, prin transmisă din generație în generație, au ajuns și ei la cunoașterea de Dumnezeu prin învățătura protestantă care s-a răspândit dinspre Occident, spre noi, spre Est și spre Orientul creștin, și au venit într-adevăr și cu câteva lucruri bune, dar au venit, bineînțeles, și cu tăvălugul, pentru că așa este, dacă nu pui o nadă sau o momeală într-un laț, nu ai ce să culegi, nu ai ce să prinzi. La început au venit sub forma filantropiei și este forma cea mai avansată de dus în eroare, pentru că tot omul este receptiv la filantropie, numai că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a făcut nouă o diferență foarte clară și ne-a spus clar. S-a adresat către apostoli. Băi, când mergeți la propovăduire, nu luați cu voi nici traistă, nici toiac, nici două haine. Eu vă trimit pe voi ca pe mei în mijlocul lupilor. Nimic să n-aveți la voi. Din contra, în casa în care veți intra să spuneți pace casei acelea, ce vă va pune să mâncați aia să mâncați, unde vă va pune să vă odihniți acolo, să vă odihniți, ce vă va da să beați aceia beți, propovăduiți casei acestea că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, dacă vă primește binecuvântarea mea peste casa aceea, dacă nu primesc cuvântul lui Dumnezeu, ștergeți-vă praful de pe tălp și mergeți mai departe, că mai departe de grija casei acelea voi purta eu și va fi ei mai rău ca în ziua Sodomei și Gomorii. Deci din start descoper că ținta pentru care eu vin să împărtășesc Evanghelia
pe bază de pachete sau pe bază de binefaceri sau pe bază de bon contabil sau pe bază de etichete sau pe bază de sume și favori, aia nu-i credință. Aia e o târguială, o porcărie și omul este exact ca și cățelul acela care îl dresez la cursa de dresaj. A sărit liațul, îmi dai o bucățică de carne. A sărit scara, îmi dai o bucățică de carne. A sărit groapa, îmi dai o bucățică de carne. S-a suit pe scara, îmi dai o bucățică de carne. Nu. Tu trebuie să vii la Dumnezeu cu fruntea senină și deschis, cu o singură convingere, că ai nevoie de Dumnezeu, de Creatorul tău, trebuie să-L descoperi în mod independent, involuntar de nimic. Dacă mâine plouă, tot Dumnezeu există. Dacă mâine e secetă, tot Dumnezeu există. Dacă mâine ai mai mult, tot Dumnezeu există. Dacă mâine ai mai puțin, tot Dumnezeu există. Dumnezeu nu există pentru că tu ai azi mai mult sau dispare mâine de la tine că ai tu mai puțin. Aceasta este tocmai prin conceptul acesta filantropic, care este singura metodă și în același fel singurul mod al lui Sarsailă de a se masca foarte atent și cu o foarte mare viclenie sub pretextul faptei bune să te atragă de la drumul și de la direcția la care noi ne-am pornit ca și oameni spre cărarea ce duce la împărăție. Dacă ne uităm la Sfinții Patericului și nu mă opresc aici că nu asta ne interesează, vom vedea că ea trăiau cu un pahar de apă sau trăiau cu 3 pesmeți sau trăiau cu 3 curmale sau îi hrănea Dumnezeu cu mana dumnezească. Deci nu era problematică să vii, te duci în pustie că ai un avantaj. Cum ai spune astăzi, uite, dacă vii la noi, îți dăm un post bun în oraș, dacă vii la noi, îți dăm o cameră bună, uite, o să ai o baie bună, uite, o să ai o mașină bună. Deci asta nu ține de problema credinței, asta ține de problema administrativ-gospodărească și tocmai de aceea s-a făcut și marea confuzie între ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și ceea ce vrem noi de la Dumnezeu. Deci Iisus intra în sinagogă și vorbea poporului. N-aducea nimic. Aducea doar o veste că există un Dumnezeu care te poate vindeca fără rețeta medicamentoasă, te poate vindeca fără să ai probleme și să trebuiască să faci un efort, dar minimul de efort pe care trebuia să-l faci era să fii prezent acolo unde Iisus era de față, pentru că El vorbea azi într-o sinagogă, mâine în alta. De aceea găsim în Sfânta Scriptură că oamenii străbăteau satele și cetățile acolo unde auzeau că este vorba despre Iisus. Și o să mă întrebați, astăzi este posibil așa ceva? E foarte posibil. De ce fiecare creștin se interesează și spune așa? Am auzit că în cutare sat vine episcopul, se face slujbă și se sfințește biserica. De ce oamenii se duc la acea sfințire de biserică? Este exact același fenomen care îl făceau oamenii și în vremea lui Iisus. Să trec prin Sfântul Altar, să-mi pun o dorință, să ascult slujba, să mă împărtășesc, să dau un pomennic, să ascult o învățătură. Deci omul se duce acolo cu un scop. Și dacă îl întreb, am auzit să sfințești o biserică, părinte, da, și ce cu asta? Da, dar m-aș duce și eu să mă închin prin Sfântul Altar, că am auzit că e de sănătate și e bine. Deci, vedeți, omul i-a rămas ideea că apropiindu-se de Dumnezeu poate primi ceva lejer, normal și firesc. Din cei care intră toți în altar, noi nu știm nici cât sunt vrednici, nici cât sunt nevrednici, dar deocamdată nu avem niciun argument în Scriptură că Dumnezeu dă pe cineva afară. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară, eu am venit să mântuiesc lumea, nu să o judec. De oprim în continuare la sâmbătă și găsim scris la Apostolul Pavel următorul lucru. Și în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, fariseii și cărturarii se apropie de Iisus și spune așa, învățătorule, dar ucenicii tăi de ce rup sâmbăta spice? Și Mântuitorul le dă un răspuns puțin cam sec, așa, nu prea avea tangență una cu cealaltă, era mai mult o ironie la nivel de ironie. Păi și da ce, cei ce petrec cât mirele-i cu dânsă nu mănâncă și se veselesc, plâng după aceea când nu-i mirele de față. Da, dar totuși ei calcă ziua sâmbetei. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos ne face afirmația categorică care va rămâne ca mărturie până în ziua de astăzi și argument că nu noi avem treabă cu sâmbăta și nici sâmbăta nu are treabă cu noi. Spune așa, nu omul s-a făcut pentru sâmbătă.
Sâmbăta s-a făcut pentru om. Și o să mă întrebați cum adică s-a făcut sâmbăta pentru om. Eu am să întreb foarte simplu. Și ce mă interesează pe mine că pe 25 decembrie este nașterea, sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos? Simplu. Dați-vă un răspuns. Cu ce vă interesează pe voi? Cu ce vă încălzește că s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos pe 25 decembrie? Și treaba are una cu cealaltă. Treaba mea cu treaba lui Dumnezeu. N-are absolut nicio treabă. Are o semnificație. Este ziua în care din cer s-a arătat pe pământ izbăvitor și cei din întuneric au primit lumină mare. Deci semnul începutului mântuirii. A venit un Dumnezeu și s-a deșertat între oameni și s-a arătat lor prin semnul divin. Steaua, magii, îngerii și ieslea și toată petrecerea pe care o vedem descrisă în Sfânta Scriptură. Întreb un singur lucru. Pe cine interesează, de exemplu, că pe 10, pe 8, pe 9 sau pe 7 sau pe 20 sau pe 30 ale lunii s-a născut cu tare și cu tare și cu tare? În fiecare zi să nasc niște oameni, în fiecare zi mor niște oameni. De ce noi rămânem setați pe anumite zile? Împărații Constantin și Elena, că te cheamă Elena sau Constantin. De ce rămânem setați pe Sfântul Vasile? Pentru că mă cheamă Vasile. De ce rămânem setați pe Sfântul Ioan? Pentru că mă cheamă Ioan. De ce rămân eu setat, de exemplu, pe 10 sau pe 11 ale lunii, că e ziua mea de naștere? Pentru ceilalți este nesemnificativ. Prea puțin le pasă. Prietenii tăi care te cinstesc și te iubesc pe tine, în ziua respectivă, fie că se vor întâlni cu tine și îți vor spune o vorbă bună, sau îți vor da o floare, sau îți vor spune un la mulți ani, sau îți vor trimite un SMS, cum e modern acum, sau o floricică, sau orice poză și o atenție, că te-au salutat. Dar asta pentru că ei te cunosc și te respectă pe tine. Altfel ziua aceea eu zic ca toate celelalte. La fel și acea zi de sâmbătă, este cu totul altă zi decât ceea pe care vor să o decreteze sau vor să o pună pe calapod ca lege cei care îi numim noi astăzi adventiști de ziua șaptea sau evangheliști de ziua șaptea sau sâmbetiști sau cum vor ei să mai cheme. De ce? Pentru că am să vă spun un lucru. Dacă deschidem referatul biblic, vedem că Dumnezeu Tatăl a lucrat. Ziua întâi așa a fost dimineață și seară, ziua a doua așa a fost dimineață și seară, așa a treia, așa a patra, așa a cincea, așa a șasea. Și apoi, după fiecare zi lucrat, a spus așa, și a văzut Dumnezeu că toate sunt bune și bune foarte. Dar, ce rămâne interesant și o să descoperiți dumneavoastră citind acasă în Biblie, n-am avut de unde să am ideea, mi-a dat-o chiar un sectar în stând de vorbă cu el, l-am văzut că bate câmpii, dar i-a bătut așa de bine încât eu mi-am tras concluzia din discuția lui. Și a spus, da, dar Dumnezeu s-a odihnit a șaptea zi. Bun, s-a odihnit Dumnezeu a șaptea zi. Dar spune așa în referatul biblic, a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit peste toate lucrurile sale. Dar n-a spus că aceea se cheamă sâmbătă, ci a spus că se cheamă zi de odihnă sau de sabat. Așa i-a spus, nu i-a spus sâmbătă. Noi am numit-o sâmbătă în lumea occidental protestantă a sectelor, pentru că am luat termenul de la sabat. Și am numit-o sâmbătă tocmai pentru faptul, deci tocmai pentru faptul, că este legată de o semnificație foarte interesantă. Nu eu, ea are o urmă de adevăr, dar n-a știut el să o explice. Când a poruncit Domnul Dumnezeu prin înger lui Moise, ca tot poporul care va trece în pustiu, marea, să jerfească mielul și să-l mănânce prăjit, dar să nu oprească nimic pe a doua zi, să nu lase nimic, să nu-l facă altfel și să ungă într-adevăr pragurile cu sânge și ce are să ardă, era ziua care precedentă era zilei de odihnă. De aceea noi o numim ziua sâmbetei. Sâmbătă, în termen mistic, înseamnă odihnă. Și vine tocmai din sabat, a te odihni, a te relaxa. Ei, în momentul în care
Dumnezeu s-a odihnit a șaptea zi peste lucrurile sale și evreii s-au odihnit a șaptea zi, că ei deja au trecut Marea Roșie. Vorba vine că i-au terminat de trecut Marea într-o singură zi. Luați o hartă, vedeți cât e din Egiptul Antic, vedeți cât e până la Marea Roșie, vedeți că trebuie să traversez și ce lățime are Marea Roșie, dar noi nu cântărim evenimentele biblice după metri omenești și după spații geografice și după timpul ceresc, ci îl cântărim după faptele divine. Deci în momentul când Dumnezeu i-a spus lui Moise, se lovește marea, a început ziua odihnii. Că ea s-a terminat și după o săptămână de mers prin mare, asta e treaba lui Dumnezeu, noi nu știm. Important este că în cealaltă parte, când au ajuns și s-au odihnit, era tot sabat. Și de unde știm că este sabat? Oriunde se opreau, cu chivotul legii, cu sicriul legii, ați văzut și pe parcursul Vechiului Testament, evreii aduceau jertfe. De-aia îi vedeți prin icoane, când vedeți icoanele Vechiului Testament, că evreii merg după ei cu cățel și cu purcel, au vit, au junici, au boi, au capre, au oi, pentru că ei permanent trebuiau să aibă aceste animale sănătoase și vii în urma lor, pentru că jertfele lor nu sunt ca prescurile noastre de la frigider sau ca vinul nostru de la butoi. El avea nevoie, trebuia să aducă jertfă, da? Punea altarul de piatră, își lua haina albă, lua iedul, punea lemnele, punea iedul pe jertfelnic, îi dădea drumul la gât, lua sângele și stropea cu el altarul, punea animalul, dădea foc și aducea jertfa. Deci vedeți, deci erau nevoiți să aibă o jertfă vie permanentă în prezența lor. De aceea s-a folosit și termenul de turmă și de păstor foarte des. Noi l-am luat ca turmă sub formă de adunătură. Acolo este vorba de turma cuvântătoare și înțelegătoare, care înțelege legea lui Dumnezeu, deci vorbim de cu tot o altă rânduială. Dar, în schimb, termenul de sâmbătă, că o să vă întrebați de ce m-am oprit atâta la sâmbătă, m-am oprit că ieri a fost sâmbătă, azi e duminică, și sâmbăta noastră de data aceasta, a ortodoxilor. Deci, a încetat robia egipteană. Aceasta este prima odihnă, mâncarea mielului pascal, adică împărtășirea, sărbătoarea Paștelui, și acel miel trebuia mâncat cu ierburea mare. Vedeți în Scriptură, chiar vă rog să citiți, că e frumoasă în Cartea Ieșirii. Și mai mult decât atât, deci după toate acestea, odată ce vine Hristos, noul miel de jertfă, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, El ne dă nouă cealaltă zi, despre care noi vorbim la psalmi, cu 2000 de ani înainte de venirea lui Hristos, în cuvintele profetului David, marele psalmist. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsa. Și vorbește de ceea ce spune Penticostarul, această noapte de mântuire, noaptea în care oamenii încă nu știu că există un Dumnezeu, dar El intră mort prin gurile morții, ajunge mort prin porțile iadului și varsă lumină și viață dincolo de porțile iadului, alea în contact cu lumina se spar ca în urma unei explozii nucleare și sar în părți, iadul se face țăndări și se desface toată robia morții și oamenii pleacă toți la lumină și ne întoarcem iarăși cu riscul repetiției. Dacă citim în Cartea Învierii, imediat în săptămâna cu Învierea, găsim scris acolo. Și în vremea aceea, mulți drepți au fost văzuți vii, umblând prin cetatea Ierusalimului. Deci mormântul lui Hristos nu s-a deschis singur, a ieșit El de acolo și le-a spus la ceilalți băieți, așteptați sănătoși, tocmai ca să se confirme Învierea, și mulți alți drepți din Ierusalim au fost văzuți umblând vii prin Ierusalim, care erau știuți de popor ca fiind morți, ca să se confirme că taina Învierii este adevărată. Și din ziua aceea noi am schimbat odihna trupească, odihna păcatului propriu-zis, cu odihna duhovnicească, sau cum o numim noi acum în momentul de față, în treptele lucrării duhovnicești, de la făptuirea morală, ce au făcut evreii prin Marea Roșie, la contemplația naturală a lui Dumnezeu, Doamne ce mare și minunat ești,
Cum spune acolo David, ce este omul că-ți amintești de el sau fiul omului că-l pomenești pe el, venim la odihna sfântă sau mistică în care ne-am revărsat și ne-am odihnit în Duhul Sfânt definitiv, pentru că noi azi mai bine de 50, 60, 70, 80 v-ați împărtășit și ați primit pe Duhul Sfânt în voi cu lingurița și trupul lui Hristos care s-a odihnit între voi. Deci aceasta este odihna mistică. Sau, cum spune mai departe, Nicolae Cabasila, mistica rugăciunii. Știu că până aici v-ați plictisit, pentru că este mai mult tematică teologică. Dar pentru că vorbim de această problematică, de ce și-a permis Iisus să intre sâmbăta în templu, n-a intrat din întâmplare, el spune categoric, am venit să aduc legea, nu s-o stric, s-o primenesc, adică s-o desăvârșesc, dar el nu călca nimic din cele ale legii, celei vechi, pentru că era umbra celor noi și încă nu era momentul. Este exact cum într-o instituție s-a schimbat astăzi directorul și cel vechi ține toate rânduielile până în clipa terminării actului de demisie și intrării lui în vigoare timp de 14 zile, 10 zile și tu încă îl respecti și îi spui domnule director, iar de a doua zi de când a intrat nou institutor pe poziție, tu te adresezi celui nou, nemai având treabă cu cel vechi care nu are atribuția semnării sau luării de decizie. Iisus Hristos spune, eu n-am venit să fac voia mea, ci a Tatălui meu care m-a trimis. Până în ziua dimineții învierii, când Iisus se arată apostolilor prin ușile încuiate către seară în ziua cea din tâia săptămânii, care era duminica de data aceasta, Iisus Hristos n-a călcat porunca Tatălui, dar l-a rugat pe Tatăl de două ori și i-a spus, Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc. Și Iisus i-a spus, te-am preamărit, Tatăl i-a spus, te-am preamărit și te voi preamări. Și se aude glas din cer. Știm cele două mărturii clare și a treia la tabor. Avem una în popor, avem una la Iordan lângă popor și una pe tabor numai în fața apostolilor. De trei ori, repetat în Sfânta Scriptură. Acesta este Fiul meu iubit, întru El am binevoit pe El să-L ascultați. Iacă de-abia acum am desfințat sâmbăta cea veche, despre care vorbim de Iisus că era prezent în templu și iată-ne în sâmbăta cea nouă, în duminica în care acum dumneavoastră trebuie să încercați să înțelegeți de ce prezența lui Iisus este permanentă în biserică, în zi de duminică. Pentru că în momentul începerii Sfintei Liturghii, preotul ridică mâinile la cer și vorbește direct cu Tatăl. Împărate ceresc mânghietorile, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistier al bunătăților, dătătorile de bunătăți, vino și te săluiește într noi, curățește toată spurcăciunea și mântuiește sufletele noastre și apoi cu Evanghelia dă binecuvântarea coborârii lui Dumnezeu pe pământ. Binecuvântată este împărăția și atinge partea de răsărit a mesei a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Când a spus în numele Tatălui și a Fiului, deja Tatăl pe tron ia poziția de Dumnezeu veșnică în rugăciune, cum ne spune Daniel că l-a văzut cu haina ca lumina, cu părul alb ca lâna, cu fața strălucitoare ca soarele pe scaun și pe car de heruvim. Fiul pleacă din înaltul cerului de pe tronul Tatălui și se dispersează omniprezent în toată lumea deodată unde se face liturghie și stă în Sfântul Potir. Deci, noi avem musafir la liturghie în sinagogă, în a noastră sinagogă, în Biserica Noului Testament, folosirea de biserică în Vechiul Testament este greșită, acela era templu și sinagogă. Deci, noi îl avem prezent pe Hristos în orice altar, în orice liturghie, în orice prezență liturgică și în orice biserică, prin faptul că El stă musafir la Sfânta Liturghie și ascultă din tronul de sus, așa numim noi când cădim la Sfânta Masă, în fața Sfintei Mese, uitați-l arată și la tronul arhieresc, chipul văzut al arhiereului care înseamnă Hristosul pământesc, și în momentul acela El ascultă toată dumnezeiasca liturghie până la momentul sfințirii potirului. În momentul când s-a sfințit potirul și preotul a spus, fă pâine aceasta, cinstitul trup a Hristosului tău și cei în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, el se face nevăzut
și prezența lui Iisus rămâne în carne și pâine din potir, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Ne confirmă că străbate de la tronul Tatălui până în orice biserică distanța de mii de ani lumină, nu cu avionul, nu cu racheta, nu cu metode NASA, nu cu metode laser, nu cu teleportare, ci cu dragoste și smerenie și deșertare vine pentru noi oameni și a noastră mântuire să ne izbăvească de puterea celui rău și să ne făgăduiască împărăția ceva să vie și învierea morților. Și noi mâncăm din potir și îl avem de față. Ei, până aici am zis că am pus punct la ceea ce înseamnă problematica sâmbetei. Deci de acum este vorba de sâmbăta din sufletul nostru, care ține strict de noi, dacă ne putem dezlipi. Avem o a doua sâmbătă duhovnicească, care nu e legată de ziua duminicii, ci e legată de voia noastră personală. Când se face Sfânta Liturghie, la mijloc cu Sfinte Liturghie, ați văzut că preotul mai iese cu darurile prin biserică și rostește acolo niște ectenii pe înalt preasfințitul, pe popor, pe credincioși, pe armată, pe cei adormiți și așa mai departe. Înainte de aceasta, în altar, preotul cântă și strana totodată și spune așa: toată grija cea lumească, acum s-o lepădăm. Deci aceasta e sâmbăta din inimă. Noi suntem în biserică la liturghie, dar inima și mintea lucrează, ele sunt la servici. Ce ai de făcut săptămâna viitoare în acte, ce a făcut copilul ăla, dacă s-a sculat, dacă a închis frigiderul, dacă n-a lăsat ușa deschisă, dacă a dat mâncare la papagali, dacă a pus apă la pisoi, dacă n-a uitat apa în baie, dacă n-a lăsat lumina aprinsă, dacă n-a uitat geamul deschis. Fiecare are o nebuneală în cap cu care stă la liturghie. Ea nu se vede, dar se aude. Ei, în momentul când ai lăsat toată grija cea lumească, în clipa aceea și actul 2 din Evanghelia de astăzi se și petrece. Și acum luăm actul 2 din Evanghelie, care spune așa: ochii lui Iisus Hristos se îndreaptă spre o femeie care de 18 ani avea un duh de neputință, era gârbovită, nu putea să se ridice nici de cum în sus și nici soarele nu-l putea privi. Deci vă dați seama ce înseamnă să stai cu privirea acoperită în pământ. Bănuiesc că ați văzut vă bătrânică, gârbovă și ce înseamnă. Și ca drept dovadă că nu spun o prostie, vă spun exact cuvântul Evangheliei. Iisus a văzut-o. Dacă Dumnezeu este omniprezent, dacă Dumnezeu este a toate știutor, dacă Dumnezeu este a toate cunoscător, dacă este a toate, a orice poate face, a seitatea divină, cum aș putea eu să spun Dumnezeu a văzut-o pe femeie? Putea să n-o vadă? Cu siguranță și în ziua de astăzi Hristos ne vede pe toți ca și creație, dar ne vede pe toți ca și lucrare. Cantitatea de creație este neglijabilă la Dumnezeu. O să spuneți, băi, dar a fost un meeting de 20.000 de oameni. Da, toate popoarele înaintea ta, Doamne, sunt ca o picătură din cadă, spune Scriptura. Deci pământul ai făcut ca pe o nimica înaintea ta. Deci pământul înaintea lui Dumnezeu, dacă v-ați uitat vreodată în soare, trec mii și milioane de fire de praf, așa parcă zboară, parcă plutesc. Ei, pământul înaintea lui Dumnezeu e un fir de ala de praf. Bine, noi ne credem importanți. Noi, dacă ar fi după noi, n-am încăpea pe pământul ăla câte unul singur. Dar la Dumnezeu toate popoarele sunt ca o picătură de apă. Lăsăm asta la o parte și sesizăm că deodată Dumnezeu din conglomeratul ăsta de lume, o țineți minte de altă dată că am explicat-o, acum doar o amintesc. Cine m-a atins? Petru, care era om lumesc, evident că a reacționat în mod firesc. Dacă eu mă duc să trec până în spate, până la ușă, normal că dau cu umărul sau mă ating cu haina de oricine până trec în spate, că e aglomerat. Cu atât mai mult că acele noroade îl îmbulzeau pe Iisus într-un mod, vă dați seama, fiecare să se atingă, să se vindece. Și de aceea își adresează lui Iisus tocmai întrebarea aceasta. Cine m-a atins? Cum întreb cine m-a atins când te îmbulzesc atâția oameni?
Vedeți? Asta este diferența în care eu vreau să vă spun că ochii lui Iisus Hristos au fost pentru această femeie, nu pentru altceva. Acolo. Da, dar eu am simțit că a ieșit o putere din mine. Cine putea să știe despre această putere dacă nu persoana care a simțit puterea care a intrat în ea sau că a atins-o puterea lui Dumnezeu? Și din toată mulțimea aceea grămadă care era în jurul lui Iisus și mai mulți erau adunați ca la scamator să vadă ce minuni ar mai face, ce drac ar mai izgoni, ce surd ar mai vindeca, ce orb ar mai vedea, ce mut ar mai vorbi. Cineva foarte smerit din spatele Mântuitorului spune doar atât, eu m-am atins, dar îmi cer iertare că am făcut-o cu un scop. Sunt bolnavă de 12 ani, vedeți asta de 18, am umblat pe la toți doctorii și n-am rezolvat nimic, am cheltuit toată averea, am făcut tot felul de tratamente, s-au dovedit a fi ineficiente, dar în schimb mi-am pus în gând că dacă am să mă ating măcar de poala hainei tale, am să mă vindec. Ce sună aceasta? Credință, nădejde, curaj, îndrăzneală. Dom'le, dacă Dumnezeu ăsta poate face atâtea minuni, de ce n-ar putea face una și cu mine? Trebuie să-mi demonstrez că Dumnezeu poate să facă o minune cu mine. Și iată că Iisus se întoarce spre femeia respectivă și în loc să o certe, avea motive să o certe. Cum să ai scurgere de sânge și să te atingi de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu, când știi în legea veche că n-ai voie la necurăție, la periodul femeie, să atingi nimic curat pentru că se întinează, pentru că tu ești în curățirea trupului. Nu l-a interesat pe Iisus treaba aceasta. Și din contră a spus, femeie, să-ți fie ție cum voiești. Credința ta a lucrat. Deci, din toți care erau acolo în sinagogă, aceasta era singura care avea treabă cu Dumnezeu. Ea era venită în sinagogă cu nădejdea exactă pentru rugăciune și cu ideea că dacă acel profet despre care se aude că face atâtea minuni va intra în sinagogă și va da peste ea, ea are o șansă de vindecare. Ea nu s-ar fi putut duce cu gârboveala la ei, că nu era car, autobuz, tren, microbuz sau alt mijloc de transport, să ajungă printr-o cetate prin era Iisus. Dar știind că Iisus trece des prin sinagogi, ce a spus? Dacă va fi scris de la Dumnezeu, va intra și în sinagoga asta și poate am să am și eu ocazia să mă ating de el, să mă vindec. Aceasta era tendința pentru care femeia de 18 ani era la biserică în sinagogă permanent. Ea n-a lipsit niciodată. Deci avea perseverența că acel Iisus trebuie să intre și în această sinagogă, cum a intrat și în altele, și dacă El știe totul despre lume, trebuie să știe ceva și despre ea. Spune că Iisus a și chemat-o la El și a luat o atitudine pe care nu o putem explica. De exemplu, dacă te duci la medic, ce te întreabă medicul? Ce te doare? Capul. Îți dă pastile de cap sau te întreabă ce ai mai luat? Ce te doare? Picioarele, îți dă pastile de picioare, stomacul, îți dă pastile de stomac. Iisus aici nu întreabă nimic, doar să uită la ea și spune, ești vindecată de neputința ta. Păi cum faci tu, Iisuse, că ea fără să te întrebe nimic, o vindeci de neputința ta și alții te roagă și tu insiști pe lângă faptul ce făcea Bartimeu orbul la Ierihon? Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Ăștia spunea, taci, mă, nu mai zăpăci învățătorul de cap, lasă-l să vorbească, să auzim și noi ce spune. Iisus întoarce așa lejer capul și da, aduceți-l la mine. Tu ce vrei? Vreau să văd. Păi să-ți fie ție după credința ta. Vrei să vezi? Vezi. Și s-au deschis ochii lui. Aici nici măcar atât. Dialogul între femeie și Iisus este numai prin mistica tăcerii rugăciunii din inimă și din minte. Ea trimitea mintea la Hristos, trimitea inima la Dumnezeu. Doamne, dacă profetul ăsta e de la tine, sigur mă poate vindeca și pe mine și eu cred că mă poate vindeca și sper să mă bucur și cred să mă bucur de această minune. Și iată că minunea s-a înfăptuit. Ești dezlegată de neputința ta și apoi face gestul divin. Își pune mâinile asupra ei,
Foarte interesant. Unde mai întâlnim noi punerea mâinilor? O întâlnim în Vechiul Testament cam des. Părinții își binecuvântau copiii cu mâinile cruciși, îi binecuvântau când se căsătoreau cu mâinile cruciși, îi binecuvântau când luau decizii cu mâinile cruciși sau când cereau binecuvântare. Și iată că, repet, iată că întâlnim și în Noul Testament punerea mâinilor. Când întâlnim noi punerea mâinilor pe cap? La hirotonia preoților, la hirotonia diaconilor, la hirotonia episcopului, la hirotesia citețului, la hirotesia duhovnicului. Peste tot, în ierarhia clerului superior, se binecuvintează. Și preotul, când te dezleagă de păcatele tale, tot pe cap îți spune mâine și spune te iert și te dezleg și te înseamnă cu semnul crucii. Mai sunt babe din astea vechi tradiționaliste care își spune, părinte, e adevărat, m-ați dezlegat, dar nu mi-ați strâns capul, adică ea trebuie să fie ca la carte. Și într-adevăr, această punere a mâinilor, iată că o moștenim dinspre Vechiul spre Noul Testament și o moștenim până în zilele noastre, dar ne arată că a fost atât de evidentă punerea mâinilor că ea îndată s-a îndreptat și nu numai că s-a îndreptat, a și început să-L slăvească pe Dumnezeu. Deci inima ei s-a deschis total spre cuvântul lui Dumnezeu, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre explicarea voii divine, spre explicarea lucrării divine, pentru că ea de acum putea să povestească tot ce a trăit sub impulsul acelui moment de emoție când s-a văzut atinsă de Dumnezeu cu mâinile și cum deodată coloana ia poziția verticală, cea care a avut-o normală și din om îndoit în două, cum o vedem prin icoană pe femeia Gârbovă, am văzut o iconiță la Ierusalim, mi-a plăcut enorm, și deodată s-o vezi în poziția verticală, cea obișnuită, care ne place toți să stăm. Deci ați văzut deseori, când vrem să facem o poză, încercăm să fim cu pieptul mai în față și încercăm să avem privirea cât mai sus, să arătăm că suntem verticali. Noi trebuie să arătăm că avem coloană vertebrală, nu numai în corp, ci și prin minte, și prin idei, și prin gândire. Deci noi suntem motivați de această verticalitate prin brațul superior al crucii, care este vertical de jos în sus, și mai puțin de cel orizontal, răspândirea pe exterior, pe distanțe. Noi avem nevoie de concentrare. Vedeți, noi astăzi folosim în mod greșit o expresie, de câte ori mai spun câte cineva mai râde sau mai mi-a zis, apă-te că băteți câmpii, îmi place să bat câmpii, că sunt largi și zverzi câmpii, dar problema este așa, noi am limitat toată frumusețea Scripturii la punctul nostru de vedere, toată frumusețea culturii la punctul nostru de vedere, toată frumusețea tradiției la punctul nostru de vedere, toată frumusețea trăirii la punctul nostru de vedere, toată frumusețea cunoașterii lui Dumnezeu la punctul nostru de vedere. Și o să întrebați, adică ce vreți să spuneți? Păi n-au zis pe fiecare când vrea să se dea puțin mai digran, dar din punctul meu de vedere, din punctul tău de vedere, stai în punctul tău de vedere. Lasă-L pe Dumnezeu care e pretutindenea. 99% din tainele lui Dumnezeu nu sunt descoperite prin puterea revelației, ci prin puterea rugăciunii. 1% din revelația divină ni se descoperă nouă de Dumnezeu din milă, respect și iubire. Dar asta nu înseamnă că noi o merităm. Actul întrupării nu l-am meritat, actul creației lumii nu l-am meritat, actul creației noastre ca oameni pe pământ nu l-am meritat. Și o să spunem, dar ce vreți să spuneți, Părinte? Ia ca dacă ar fi să vă puneți în genunchi seara sau dimineața, cea mai grea rugăciune care ar trebui să o faceți, nu, Doamne, să fiu sănătos sau să am bani în portofel, astea sunt firești, sunt pentru timpul de acum. Doamne, îți mulțumesc că Maica mea s-a gândit să mă poarte în pântece timpul cuvenit și să mă arate lumii că Tu m-ai pus în pântecele ei. Pentru că, repet, să nu uităm că noi suntem un popor specialist în ceea ce privește oprirea acestor teofanii natale a pruncilor care trebuie să se nască și pe mulți i-am oprit împotriva voiei divine și nu i-am lăsat să vadă lumina zilei. Ei,
Asta este prima rugăciune cu care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, că dacă noi existăm astăzi, existăm datorită acelor femei cu responsabilitate, acelor femei cu moralitate, acelor femei cu credință, care au zis cândva, poate în sinea lor, bă, orice ar fi, îl fac, eu prostii nu fac. Pe când astăzi, în lumea conceptului modern sau în lumea vieții moderne, ce spune? Lasă, bă, ne facem întâi casa, ne facem cariera, ne luăm mașina, ne distrăm și noi un pic, umblăm câțiva ani prin concedii să simțim că am fost tineri. Și în cele din urmă, indiferent dacă prin metoda biologică sau orice artificial, ne străduim să scoatem câte o umbră de copil, că vorba aceea nu-i bine să stai singur pe pământ. Dar, gândindu-te la țăranca, care avea și pământ și casă și copii și familie și război și văduvă sau și soț în război sau și o goare de prășit și n-avea nici lumină electrică și n-avea nici pampers și n-avea și nici loțiune și nici servețele umede și n-avea nici televizor și n-avea nici radio și n-avea nimic și a făcut săraca ca epuraica, ca vreo 9 copii în bătătură. Toți au crescut în sănătoși și ingineri sau doctori sau ce au ieșit ei. Și în ziua de astăzi, cu tot coeficientul acesta, că a devenit lumea la ora actuală, e ca într-un incubator, nu îți lipsește nimic. Deci, într-o casă de om, este tot universul. Nu suntem în stare, totuși, să aducem lui Dumnezeu această ofrandă scumpă, pruncii. Ați văzut, acum îți fac legi ca să faci un prunc. Nu trebuie să faci legi. Ca să faci un prunc, trebuie să faci dragoste. Sau să iubești ceea ce faci, să faci pasional. Că dacă faci cu dragoste, copiii vin singuri. Trecem mai departe, că am terminat jumătate de Evanghelie. Când toată lumea era bucuroasă de minunea pe care a văzut-o în sinagogă, a apărut și instrumentul celui rău, omul legii. Și noi despre omul legii putem spune așa, dacă este păzitor vrednic al legii, legea este laudă și virtute de la Dumnezeu, iar dacă omul legii este stricat, legea este ocară și rușine de la Dumnezeu. Și ne aducem aminte de singurul element, când Dumnezeu s-a răzbunat pe poporul său că n-asculta și i-a dat în mâna lui Nabucodonosor, le-a spus așa, Nabucodonosor, biciul meu. Deci le-a dat un bici printr-un om, ca să-i mână în robie, să-i trezească la realitate. Deși să plângeau ei că, Doamne, dar ce facem, că pierim, nu mă interesează ce faceți. Învățați să faceți răbdare, că altfel periți cu toții. Lăsați impresiile, că de impresii sătulă lumea. Ceva concret, fiii mei duhovnicești, ceva concret, le spune Dumnezeu. Și au stat 70 de ani în robie și au învățat să muncească, să trudească și și-au adus aminte cum au mai stat încă 430 de ani cândva în robie Egiptului și le-a venit mintea la cap. Acesta când apare în fața poporului, primul lucru care îl spune, o face pe un ton arogant și a toate cunoscător. În general, și noi avem tendința asta să arătăm perfecțiunea din noi sau să ne exprimăm perfecțiunea, dar de data aceasta perfecțiunea lui nu se potrivește cu perfecțiunea lui Dumnezeu. Și în ultima parte a Evangheliei intrăm în dinamismul a ce? A literei scrise din Scriptură, cu interpretarea literei după voia lui Dumnezeu. Aceasta este esența finalului Scripturii. Și ce spune ăla, rabinul din sinagogă care vorbea legea? În loc să spună, Iisuse, îți mulțumesc că ai intrat și în sinagoga mea și ai putut face o asemenea minune și mi-ai binecuvântat această casă de rugăciune, unde și strămoșii mei și înaintașii mei au învățat legea din ea, el a venit cu aerul ăla de majordom. Dar bine vreți, sunt 6 zile în săptămână când puteți să vă faceți toate minunile și vindecări, nu veți să le face azi sâmbătă când e sărbătoare și nu-i voie, ca și cum de luni până sâmbătă să făceau numai minuni de dimineață până seara. Și a venit și bietul Iisus întârziatul și a făcut și el o minune oarecare așa într-o sâmbătă, când se grăbea și el că avea treabă. Vedeți? Ce înseamnă minimalizarea puterii divine. Să încerci tu, nihilistul, ateu, nepăsătorul, nesimțitul și cum mai vrei, ce denumiri vrei să-ți iei, că sunt suficiente acronime care le poți lega de tupeul oamenilor. Dar nu pui în balanță că dacă Dumnezeu ar fi bun,
În clipa și când ai scos prostia și săgeata lui Dumnezeu să-ți vină și să cazi mor pe loc. Dumnezeu nu face asta. Tocmai pentru că ne iubește și nu ne vrea morți. El putea să facă un câmp de oase în loc de o lume vie. Dar n-a vrut asta. El a vrut ca păcătosul să se întoarcă și să fie viu. L-a lăsat Hristos, i-a ascultat tupeu, el s-a mai întâlnit cu acest gen de tupeu. Vă aduceți aminte că tot prin perioada apostolului s-a citit și se citește des la maslu. Un învățător de lege, repet termenul, un învățător de lege. Deci când ești învățător de lege, tu chiar știi legea. Deci răspunzi de ceea ce vorbești. L-a adus Iisus în situația în care el, care predica legea poporului, îl întreabă pe Iisus, dar cine e aproapele meu? Bravo, bă! Ca și cum ai întrebat tu pe polițist când ai trecut pe roșu la semafor. Dar cum, chiar era roșu? Chiar eu l-am omorât pe ăsta, pe trecere de pietoni? Da, domnule, era roșu la semafor. O, chiar era roșu. Știi, cam așa face și ăsta cu Iisus. Cine e aproapele meu? Și atunci îi dă Iisus Hristos pildă cu cine e aproapele meu. Aproapele meu este oricine îi faci tu bine și ăla te ține minte toată viața și te pomenește de bine, sau aproapele meu e cineva care tu îi faci rău și ăla te ține minte și nu te uită toată viața și poate chiar te pomenește rău. Sau tu îl vezi tot timpul ca pe un dușman, sau el te vede ca pe un dușman, dar voi sunteți apropiați unul de altul. Voi nu vă puteți sincroniza, dar vă simțiți reciproc în spate unul celuilalt suflarea în ceafă. Permanent vă intimidați unul de celălalt pentru că tu știi prea bine cât rău ai putut face sau cât bine ai putut face sau cât rău puteai să nu faci sau cât bine puteai să faci și nu l-ai făcut. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos ne spune în una din pildele evanghelice așa, că la judecată, iarăși cu riscul de repetare, la judecată vor fi cântărite și gândurile și intențiile. Tu poți să faci bine cuiva, dar să-l umilești. Tu poți să faci bine cuiva, dar să-i faci mai târziu rău sau să-i reproșezi. Tu poți să-i faci bine cuiva, dar cu scopul de a te răzbuna. Și poți să-i faci bine cu dragoste și cu bunăvoință. Deci poți să-i faci din convingerea că binele trebuie făcut bine. Ei, acest nemernic, ca să nu-i spun așa altfel la șeful acesta al sinagogii din Evanghelia de față, n-a suportat binele făcut de Iisus că îi știrbea din imaginea lui. Adică cum, domnule, eu mă rog de atâți ani în sinagoga asta și fac toți psalmii și ritualurile și aprind lumânările și aduc jertfele și mie nu mi s-a întâmplat să pot să fac o minune și vine sărântocul ăsta care umblă de sculț cu o șleactă de galileeni după el pe aici și face așa pe bandă el minuni și vine și îmi strică mie aici atmosfera în biserică, în tem, în sinagogă. Și începe să aplice legea în fața celor din fața lui. Uite ce spune mai departe în lege despre lege. Cândva a spus Mântuitorul, voi ați apăsat legea, voi ați îngreuiat legea, voi ați împovărat legea, de-aia oamenii o calcă și o strică. Sunt 6 zile de lucru. Atunci să vă veniți să vă vindecați, atunci să veniți să lucrați ce trebuie lucrat. Nu în ziua sâmbetei. Deci a repetat încă o dată, cinstește ziua Domnului, spune în decalog. Și tu, și oaia ta, și boul tău, și asinul tău, și prietenul tău, și vecinul tău, și musafirul tău, pe nimeni să nu pui să facă nimic, că dacă mă vei asculta și vei binecuvânta această zi cu sărbătoare, spune acolo în decalog, și eu te voi binecuvânta pe tine, și de nu mă vei asculta și o vei călca, te voi blestema până al 7-lea neam, că sunt un Dumnezeu zelos care nu lasă nimic răsplătit. Cam așa sună legea în deșurarea ei. Mântuitorul Iisus Hristos, care știa că e pervers, și o să mă întrebați de ce, era sâmbătă, da? Întrebarea mea este următoarea. Foarte simplă. O să vă întrebați de unde mi-a venit ideea asta. Mergând des la Ierusalim, m-am molipsit și eu de năravurile lor de acolo. Dacă tot e sâmbătă, de ce trebuie să bați drumul până la sinagogă? V-ați pus vreodată întrebarea? Și de ce sinagogile erau făcute în așa fel să n-ai 1000 de pași până la ele? De-aia sunt și foarte dese.
ca tu să poți fi în ziua sâmbetei în sinagogă să aduci obolul în cutia milei, să aduci jertfa. Deci fariseul era foarte interesant ca lumea să fie la biserică, să nu-i scadă venitul. De aceea prezența lui Iisus și actul făcut de Iisus putea ca data viitoare să-i țină sinagoga goală, iar cei care au văzut această minune, în loc să vină să-și aducă porumbelul, turturelul, mielul, bănuțul la cutia milei și să asculte ale Torei, să o ia pe jos coclaur, să-l caute pe ăsta, să mai vadă vă o minune. Aici îl deranja pe el și scoate în evidență. Și cel care simte lucrul acesta, este Hristos. Uite ce aplică ca strategie. Nu eu spun la modul personal, la modul multiplu. Fățarnicilor, adică voi știți prea multe câte știu eu, numai să nu uitați că eu vin din cer și știu mai multe ca voi. Și ce îi zice? Trece la lucruri practice Iisus. Iisus nu-și pierde vremea cu demonstrații teoretice. El nu face algoritmi de literatură sau dezbateri de rădăcină de cuvânt din ce etimologie vine. Nu-i întreabă atâta. Mă, sâmbătă duci boul la apă? Sâmbătă duci asinul la apă? Sâmbătă duci oaia să o adapi? Deci animalele de casă? De ce duci aceste animale la adăpat în zi de sabat? Că ai nevoie de ele, da? Asinul scară povara, boul ari cu el sau lucruri pământul, oaia îi mănânci laptele, îi jerfești mielul și ai nevoie de lână și de brânză și așa mai departe. Deci tu îți găsești timp prin sabat să nu-ți deranjezi programul administrativ economic al casei, cum spunem și noi, că doar l-am întâlnit și în lumea nouă. Părinte, dar dacă mă duc 2 ore și deschid la magazin duminică și pe aia vin la biserică, e păcat? Eu am găsit varianta de compromis și am spus așa, nu, faci altfel. Nu poți face și magazin și biserică. Duminica asta vii tu la biserică dacă stă nevastă ta la magazin și duminica viitoare vine ea la biserică dacă stai tu la magazin. Ori vii și te dedici rugăciune și ieși cu mintea la rugăciune, ori duci la magazin și faci ale magazin. Nu poți face așa și așa. Pentru că tu nu ești cu mintea nici acolo, nici dincolo. Deci, asta vrea Iisus să le scoată în evidență. Nu încercați să faceți din sâmbătă un bau-bau și să arătați voi ce perfect sunteți. Pentru că știți proverbul ăla, el de fapt nu-i proverb, e o glumiță. Că mergea rabinul pe cărare și era sabatul. Și-a văzut în jurul lui undeva căzut un săculeț, probabil de la un negustor, cu ceva parale în el. Și era și cu altul de alt neam și nu s-ar fi putut apleca să-l ia. Nici nu-i putea spune lui ăla că l-a văzut acolo. Și a zis, Doamne, știu că poți face orice minune. Da, te rog și eu să faci de aici până aici miercuri, să nu fie astăzi sâmbătă. Știi? Cam așa și noi. Dacă vrem, noi facem miercuri din duminică, dacă vrem, facem duminică și din luni, dacă vrem, facem luni și din joi. Deci noi știm cum să ne rânduim lucrurile când este vorba de favoarea personală. Dar nu știm cum să ne rânduim lucrurile când este vorba de Dumnezeu. Ei, față de Dumnezeu, nu putem umbla cu jumătăți de măsură, că El cunoaște jumătățile de măsură și ne trimite direct în cheie. Această fiică lui Avram a legat-o dracu de 18 ani. Se cuvenea să fie dezlegată în ziua sâmbetei sau nu? Pentru că atunci când l-am vindecat pe ala cu mâna uscată, a spus ceva la fel de frumos. A văzut că toți cârtesc și s-au aprins cum face el minuni sâmbăta, Mântuitorul i-a luat altfel. Băi, răspundeți-mi la o întrebare. Ia. Liniște, fiți atenți, le spune Dumnezeu celor din sinagogă. Sâmbăta trebuie să faci bine sau rău? Și evident că au răspuns toți binele. Ei, dacă binele, atunci să fie și mâna ta vindecată. Și când a ridicat mâna, s-a vindecat. Adică binele n-are zi. N-are scop, n-are geografie, n-are geopolitică. Binele poți să-l faci oriunde. Binele, cum spune proverbul popular, fă-l și aruncă-l în drum, că știe cine să-l ia și tu plata nu ți-o pierzi, că o vede Dumnezeu. Spune că în moment, vă dați seama cam ce rumoare a fost în sinagogă,
Că zice că în momentul în care Iisus a pus întrebarea din punctul ăsta de vedere cu ieslea, cu asinul, cu boul, cu fapta bună făcută sâmbăta, toți s-au rușinat, pentru că toți erau împotriva lui. Deci toți erau, bă, ăsta iar face minuni sâmbăta, nu-i voie. Și după ce le-a explicat Iisus care-i sensul sâmbetei, spune că toți s-au rușinat și de acum toată mulțimea se bucura și slăvea pe Dumnezeu pentru faptele lui strălucite. Deci, aș spune eu în încheierea Evangheliei că noi mai avem nevoie și de minte, nu numai de cap. Teoria aceasta a relativității cu este sau nu, sau aproximativ, sau se poate, sau dacă, este relativă. Dar să țineți minte un adevăr. Când o să vedeți oameni destupați la minte și cu deschidere, și când o să vedeți oameni sănătoși la cap comportându-se firesc, acei oameni pe lângă cap mai au și minte. Iar când o să vedeți oameni fixiști, înnodați la minte într-o direcție și ținând-o precum o ține calul în jug, fără nici stânga sau dreapta, așa cu ochelari, acolo nu prea este minte sau vorba unui mare voievod, Vaida voievod, cine o fi fost el în istorie, undeva prin preajma anilor ăștia, 1800 și ceva spre 1900. Zice că s-ar fi întâlnit cu marele nostru cărturar, Nicolae Iorga. Când spui Nicolae Iorga, nu spui oricine, băi, marele gânditor al românilor. Și vorba aia și el ca gânditor făcea greșeli, că orice gânditor poate să gândească și bune și rele. Și în aroganța pe care o avea dumnealui în calitate de om, de cultură, care scrisese, știa atâtea, făcuse atâtea, nu prea primea învățătura. Și odată s-a întâlnit cu acest om și a zis, zice, ce-ar putea să învețe Iorga de la dumneata un inginer, un simplu inginer? Și s-a dovedit a fi inginerul mai înțelept decât Iorga. Măsura, domnule profesor, măsura. Deci noi când n-avem minte, pierdem măsura. Iisus avea măsura tuturor lucrurilor. Și știți care e măsura tuturor lucrurilor? E prinsă în două cuvinte de Evanghelie simple. Cel ce cere de la mine ia și cel ce caută găsește și primește. Iar psalmistul David ne dă măsura interioară a lucrurilor. Milă voiesc, chiar nu jertfă. Poți să ai toate legile de pe pământ de aplicat. Dacă ai milă, ai depășit legea. Și unul, dacă e condamnat la moarte și tu spui, te iert, tu n-ai călcat legea. Nu-l poate ierta cine îl dușmănește. Era un împărat înțelept, poate că voi fi spus-o vreodată sau fi fost spus-o pe la cateheză, pe la Maslow, care a spus supușilor săi, noi nu mai putem duce țara de râpă în situația în care suntem. Apropo, că poate fi valabilă și azi. Și a spus așa, vom da o lege foarte rigoristă, așa trebuie să sune legea, a semnat-o, le-a dat-o la miniștri să o bage în aplicare și miniștrii s-au bucurat toți că primul care era vinovat și care făcea cele fără de lege era fiul împăratului. Și ăștia zic, stai din gură, asta nu stă nicio lună în Parlament. La câte fără de legi face copchilul sus și ce destrăbălat este, trebuie să o anuleze pentru el, prima dată. Și n-a durat mult și copilul împăratului a făcut-o fără de lege. Legea suna așa. Cine mai face abaterea cu tare sau cu tare sau cu tare sau cu tare, îi se scot ochii. Ca urmaș al împăratului nu putea să fie orb. Un împărat, ați văzut cum spun toate arătările istorice și toate cronicile. Împăratul trebuie să fie om fără meteahnă, om întreg la trup, om întreg la minte, om perfect la gândire, om perfect la arătare, trebuie să fie cinstea țării respective. Că îl pui mai chiort sau mai strâmb sau mai prost, asta e treaba ta, tu nu trebuie oprește nimeni, tu la lege. Mai departe, vin miniștrii cu legea și spune, fiul tău a făcut așa, să vină în divanul de judecat. S-a pus împăratul în tron și a spus, să vină călăul. Luminăția ta, dar ne lași țara fără împărat. Nu-i grija voastră, boieri. Aveți grijă să nu rămâneți voi fără ochi. Nu țara fără împărat. Și i-a spus la călău, scoate-mi ochiul drept. Scoate-i și la fiul meu pe cel stâng. Și-au înghețat toți. Și a spus un împărat chiar și drept, va cârmui o țară.
dar un împărat orb niciodată. Așa că și în Scripturi Iisus ne spune: orbule, vindecă-te întâi pe tine și apoi, sau doctore, și apoi vindecă-i pe alții, că orb pe orb, povățuindu-se, cad amândoi în groapă. Deci cel care era în fața legii la sinagogă era orb și nu vedea durerea poporului. El vedea interesul lui să fie poporul prezent acolo, minunea îl deranja că îi putea mișca cu eficienții. Pe când Iisus Hristos vine și dă măsura milei. Oare nu să cădea după 18 ani această femeie, chiar dacă azi e sâmbăta, să-i facem noi un bine și să o vindecăm? Cu ideea asta trebuie să plecați acasă toți. Nu contează că e duminică dimineață, dacă cineva a căzut un drum, scoală-l și du-l la spital, că e ca și cum ai fost la liturghie. Dacă cineva e flămând, dă-i o bucată de pâine, că e ca și cum ai fost la liturghie. Dacă tu te rogi și cel aproape ție stă flămând, rugăciunea ta e într-un păcat. Dacă tu stai la bine și celuilalt e rău și tu ai putea să-i faci un bine și nu îl faci, toată jertfa ta e un păcat. Deci noi trebuie să arătăm mai înainte de toate că suntem oameni, iar după oameni creștini. Amin.